Acum eu primesc valorile investiției mele. Dacă vorbim de valori comune între generații, putem să vorbim aici de profesionalism. Pacientul primește ceea ce au gândit mai mulți pentru el. Unul dintre lucrurile care m-au impresionat atunci a fost echipa care se simțea că este o echipă unită, coerentă. Medicina de echipă este o condiție sine qua non a medicinii moderne. Mentor este cel care poate să vadă într-un elev ceea ce elevul respectiv nu vede în viața lui profesională ulterior. El poate să vadă ce inclinație are acea persoană și spre ce să-l îndrume. Domnul profesor a reușit să vadă în fiecare dintre noi lucrurile care ne sunt înăscute. Și cred că dragostea de meserie e un lucru important pe care poți să-l înveți de la un mentor. Transmiterea acestei experiențe medicale a fost făcută cu toată generozitatea. În momentul în care l-am cunoscut, domnul profesor a zis că oricine este binevenit atâta timp cât are dorință de a învăța și de a munci. Sunt valorile pe care le împărtășim cu toții aici la Nativia. Este vorba de dorința de a ne perfecționa și de a învăța continuu. Domnul profesor Peltecu e un om extrem de disciplinat. E unul din elementele esențiale pe care el ne l-a transmis nouă. Chirurgia ginecologico-oncologică nu reprezintă numai o parte tehnică, ci o întreagă filozofie care este adaptată femeilor la diverse vârste și care se integrează într-o echipă complexă în care intervine un radioterapeut, un chimioterapeut, un genetician, un patolog. Valorile sunt aceleași ca în medicină. Nu sunt valori aparte. Muncă, pasiune și iar muncă. Și devotament față de pacient. Pentru că pe lângă cărți, sursa cea mai mare de învățat este pacienta. Este un om foarte dedicat meseriei și cred că dragostea de meserie e un lucru important pe care poți să-l înveți de la un mentor. Și cred că dragostea asta de meserie ne-a fost insuflată și nouă pe parcursul întregii cariere, și ca rezidenți și ca specialiști ulterior. Ne încurajează să lucrăm împreună, ne încurajează să performăm fiecare în domeniul nostru de activitate și apoi să îmbinăm toate aceste activități împreună. Ne ajută întotdeauna atunci când avem nevoie de ajutor, atunci când întâlnim un caz mai complicat. Are tact, are viziune. Sunt lucrurile care m-au impresionat cel mai mult la dumnealui. Și să ia în capul și o prevenția sinonă de depresie respiratoră. Da, am zis că... de cortizon, corticoterapie și monitorizare. Este cea mai bună mulțumire pe care puteam să o primesc. Și am avut norocul ca toți în care am investit să merite investiția și, ca să folosesc o expresie din business, acum eu primesc valorile investiției mele. De aceea i-am considerat ca făcând parte din familia mea și m-am bucurat întotdeauna ca să depășească nivelul pe care eu l-aveam la vârsta lor. Adică
Faptul că pot să depășească această limită mă face să fiu cel mai bucuros. Este o schimbare esențială. În trecut, chirurgul putea să fie perceput ca un one-man show. Era cel care făcea operația, cel care punea diagnosticul, cel care urmărea. Celelalte investigații erau puțin importante. Astăzi, medicina este atât de complexă încât ea nu poate fi făcută cu calitățile așteptate de la actul medical, decât într-o echipă în care fiecare își aduce un aport esențial și contribuie la binele pacientei sau pacientului și la însănătoșirea ei. Medicina de echipă este o condiție sine qua non a medicinii moderne. Era 1 noaptea, 2 noaptea și îl sunam pe domnul profesor, avem un caz extrem de dificil la spital, ce putem să facem? Și de obicei nu treceau mai mult de 10 minute și domnul profesor era direct în sala de operații și reușeam să gestionăm cazul împreună. Au fost multe cazuri, rarități de cazuri în care s-a pus problema de salvarea vieții pacientelor, fie că vorbim de paciente și de copiilor, de viitoare mămici, fie că vorbim de paciente în anumite situații, complicații postoperatorii serioase. Lucrul în echipă a contat foarte mult, faptul că ne-am putut baza tot timpul pe mentorul nostru, pe domnul profesor. În astfel de situații a contat extrem, extrem de mult. Echipa, spiritul de echipă este un lucru pe care l-am învățat de la profesorul Peltecu și fiecare membru cât mai perfecționat al echipei este totuși mai puțin bun decât toți puși la un loc și lucrând împreună. E importantă echipa și din acest punct de vedere, dar cel mai important e că atunci când există ceva care iese din tipare, cazul respectiv intră într-o discuție între membrii acelei echipe. Iar soluția pe care un membru al echipei poate să o prezinte poate să fie completată de opiniile celorlalți. Și astfel, principalul beneficiar este pacientul, pentru că primește ceea ce au gândit mai mulți pentru el. Clexan după operație la sân. Fără? Da, sigur. Pe doamna o lăsați? Pe doamna fără Clexan, dar histerectomia, da, Clexan și doză unică de antibiotic. Vă simțiți bine, da? Da, da. Când mergeți acasă, să vă simțiți ca și cum n-ați fi fost operat. Mâncați obișnuit, veste de mai multe, mișcați-vă, stați înșezut fără teamă și o să veniți să vă văd. Somnul aceasta o să... E emoționant, pentru că și după ce vezi și după ce tratezi atât de multe cazuri dificile, emoția este o parte importantă în structura unui medic și care îl face să fie uman și să fie întotdeauna empatic față de paciente. Niciodată emoția nu lipsește dintr-o întâlnire cu paciente, care face chiar mai cald întâlnirea decât de obicei. Cred că diagnosticul de cancer e unul foarte dificil în momentul în care îl privești din perspectiva pacientului și cred că este important să poți să fii alături de pacientul care are un astfel de diagnostic încă de la început și pe tot parcursul tratamentului. Cred că e importantă și susținerea emoțională, cred că e important și modul în care comunici cu pacientul în momentul în care îi oferi un astfel de diagnostic, dar cred că cel mai important este să-i oferi soluții pacientului. Chiar dacă o doză de optimism câteodată poate să pară exagerată, cred că e important să insuflăm lucrul ăsta pacienților noștri și să le dăm speranța că există opțiuni, chiar și în situații destul de dificile, să le oferim opțiuni de tratament, să le oferim opțiuni de îmbunătățire a calității vieții cu un astfel de diagnostic. Emoțiile pe care le trăim noi sunt mai intense atunci când rezolvăm cu bine un caz mai deosebit, pentru că marea majoritate a cazurilor sunt cazuri normale care ajung să se finalizeze cu bine, bineînțeles. Dar când reușim să rezolvăm un caz mai complicat, mai complex și îl rezolvăm cu bine, atunci sunt emoțiile de natură profesională care își fac apariția.
A fost viziunea domnului profesor de a pregăti în centre de înaltă performanță oameni care au o bază comună, pe de-o parte, valori și principii comune, dar pregătiri de la baza comună în direcții diferite, astfel încât să fie complementare și să putem aborda împreună cazurile complexe și să tratăm cu succes dintre cele mai dificile situații.